Decizie surprinzătoare luat de familia lui Andrei Gheorghe, ce se va întâmpla cu trupul jurnalistului? Trupul neînsuflecit al jurnalistului Andrei Gheorghe, care a murit luni, la vârsta de 56 de ani, va fi depus vineri la Galeria Mobius din strada Mendeleev de numărul 2, sector 1, București, subliniere T, potrivit unui anunț publicat pe pagina sa de Facebook. Sunt dimineac, la ora 1000, la Institutul de Medicină Legal Mina Minovici, el va fi incinerat, a sublinierea cum subliniere i-a dorit. Salutare, națiune! Fiul tău Andrei a plecat dintre noi, a plecat, a subliniere acum a venit, ca o explozie care nu subliniere tiese ce ar voie la nimic. Fiul tău Andrei a fost subliniere si fiul risipitor subliniere i cel mai blajincre subliniere tin. Fiul tău nu s-a temut să fie liber, se spun ce crede, se tereiasc cum crede. I-a iubit copiii, familia, sublinierei femeile, radioul, TV-ul, presa scrisă sublinierei online-ul, filmele sublinierei toate manifestrile culturale inteligente. Iubea sublinierei subliniere tinca sau poate mai degrabă respecta, nimic din ceea ce merita nu a secepat neiubit de Andrei. Ida, subliniere tia se certe pe măsura iubirii sale, putea certa de la cel mai mic puradel până la tine, națiune. Certa somând o schimbare, nu-i fecea plăcere, spera ca ceilalți se înceleagă, se evolueze, se crească, chiar sublinierei împotriva dorinței sau putinței lor. A sublinierea era el, națiune, fiul tău Andrei, iubitul meu bărbat, minunatul lor tat, sublinierei senzaționalul vostru coleg mai mare, dar nu atât de mare încât să fi trebuit să plece. Se tătea prost cu răbdarea, s-a gerăbit, este mesajul publicat pe contul său de fost asocie, Petruca Gheorghe. Omul de radio sublinierei televiziune Andrei Gheorghe a marcat destine, a debutat destine, a enervat persoane sublinierei personaje, a fost merinimos, arogant, sincer, a fost o forcă, o gândire just, a fost vocea femeului românesc, este ceea ce au scris sublinierei au transmis pe rețelele de socializare colegii, prietenii sublinierei rudele acestuia. Între cei care au vorbit despre Andrei Gheorghe s-au numărat Răzvan Exarhu, Vlad Petreanu, regizorul Tudor Giurgiu, Cătălin Striblea, Erban Huidu. Andrei Gheorghe a absolvit Facultatea de Limbi Sublinierei Literaturi Setereine din cadrul Universității București Subliniere T, secția rus, englez. I-a început activitatea jurnalistică în 1991, ca reporter special la Radio Constanța, unde a rămas până în 1993. A realizat mai multe emisiuni la posturile Radio Ski Constanța Videomania, vineri 13, ProFM București subliniere T, 1996 la 2002. Midnight Killer, 13 la 14, sublinierei lancul selebiciunilor la Pro TV. Între 2002 sublinierei 2003, a realizat
la Antena 1, emisiunea Gheorghe Sublinierei a reluat emisiunea 13 la 14, mai întâi la Radio 21, Sublinierei apoi la Radio Total, 2005 la 2006. A jucat Sublinierei în filme. A avut un rol secundar în filmele Amen 2002, de Costan Avras, Tinere ce fere tinere ce 2007, de Francis Ford Coppola. Andrei Gheorghe a realizat Sublinierei un scurt metraj, în 2008, Dubla personalitate. Volumul său Midnight Killer, Banalitatea s-a născut la ora subliniere, însoțit de un CD audio în colecția Ego Publicistica de la editura Polirom, a fost publicat în 2006. Jurnalistul a fost în 2010 sublinierei consilier al ministrului finanțelor, Sebastian Veledescu, responsabil cu coordonarea Departamentului de Comunicare. A revenit în radio în 2014 până în 2016, sublinierei a realizat la Pro FM matinalul Alturi de Greie, conform newsro.ro.